Ne aflăm în fața secției de votare numărul 1 din circumscripția electorală 33 Sălaj, unde este așteptat să voteze domnul Adrian Popan, președinte al PMP Zalău. Prezent la secția de votare numărul 1 din Zalău, Adrian Popan a votat cu speranța într-o Românie mai bună și cu credință în Dumnezeu. Cu ce gânduri astăzi la secția de votare? Astăzi am venit cu gânduri bune și, având în vedere că este și Sfântul Nicolae, îl rog ca să ne aducă un parlament performant, transparent, responsabil. În al doilea rând, poate că mă duce gândul spre educație, pentru că, iarăși, rog pe Sfântul Nicolae să facă ca să aducă copiii înapoi în școli, să deschidă școlile și, nu în ultimul rând, la credință și tradiții. Pentru că se apropie Crăciunul și mă folosesc de ocazia asta ca să urez sălăgenilor sărbători frumoase, liniștite și să aibă răbdare că Dumnezeu ne va ajuta. Președintele Organizației Municipale a PMP Zalău este unul dintre cei mai respectați foști consilieri ai municipiului Zalău, o reală pierdere pentru actualul Consiliu Local.